Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea pentru controlul constituționalității decretului prezidențial cu privire la eliberarea lui Alexandru Stoianoglu din funcția de procuror general. Astfel, decretul prin care Stoianoglu a fost demis rămâne în vigoare. Decizia este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În decizia curții se arată că sesizarea pentru controlul constituționalității decretului președintelui Republicii Moldova se declară inadmisibilă. Curtea reține că prin decretul din 26 septembrie 2023, președintele Republicii Moldova a dispus eliberarea din funcția Procurorului General în baza propunerii Consiliului Superior al Procurorilor, așa cum prevede articolul 125 aliniat 2 din Constituție. În aceste condiții, Curtea constată că președintele Republicii Moldova și-a exercitat prerogativele constituționale la emiterea acestui decret, se mai arată în comunicatul citat. Sesizarea a fost depusă de către deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Diana Caraman, Vladimir Voronin, Oleg Reidman, Nicolae Rusol și Constantin Starăș. Președintele Maia Sandu a semnat decretul de eliberare a lui Stoian Oglo din funcția de procuror general în baza hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor din în luna mai 2022, Stoianoglu a fost numit procuror general în noiembrie 2019 în urma unui concurs public. El a fost suspendat pe 5 octombrie 2021, fiind acuzat de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declarații și îmbogățire ilicită. În octombrie 2023, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat câștig de cauză fostului procuror general Alexandr Stoianoglu, care a semnalat o încălcare a procedurii de suspendare din funcție pe motiv că nu i s-a oferit dreptul de a contesta decizia. CEDO a obligat statul să-i achite prejudicii morale de 3600 de euro.